Disputat în fața 1500 de spectatori, amicalul dintre echipa de ligă secundă CS Mioveni și vicecampioana Staua București a fost un bun prilej pentru cei doi antrenori, Alexandru Pelici și Laurențiu Reghecamp, să țină în priză jucătorii. Profitând de întreruperea campionatului Ligii I din cauza meciului echipei naționale, iar în Liga Secundă Galben-Verzi au stat din cauza neprogramării meciului cu Pâncota, Oficialii celor două grupări au programat amicalul de la Mioveni, un foarte bun antrenament cu public pentru ambele formații. La pauză în cele două garnituri au avut loc schimbări majore, gazdele schimbând aproape toată echipa în timp ce la oaspeți au intrat 5 jucători noi. Singurul gol al amicalului de la Mioveni a fost marcat de Năstăsie în minutul 70, atacantul gazdelor, învingându-l pe Stâncioiu cu o lovitură de cap din 6 metri. Confruntarea de sâmbătă a fost a cincea între CS Mioveni și Steaua în precedentele patru, toate disputate în campionatul Ligii I, impunându-se echipa bucureșteană.